A fost un meci super intens, am condus 3-0, băieții de la DMK au revenit, sigur, pe baza, probabil, oboselii, pe baza greșelilor noastre, și băieții DMK au o echipă bună, cu jucători experimentați, superbi. N-am ce spune, iarăși cum am spus, jos pălărie. La urmă am ajuns iarăși la penalti și loterie. Data aceasta ei au fost mai puternici. Dar pe ansamblu, pe total, pe joc, cred că ambele echipe au meritat să ducă în semifinală. Și noi, și sau ei, ambele suntem niște echipe foarte puternici. Asta e părerea mea. Ați condus cu 3-0. Ce s-a întâmplat ulterior și unde ați pierdut meciul? Au fost greșeli pe baza oboselii. Asta e fotbal, n-ai ce faci. Oricare mică greșeală și se pedepsește. Și adversarul s-a concentrat. La urmă faza s-a primit o leacă confuză, dar a fost fault, adică lovitură indirectă a fost, după conform regulamentului de joc, și asta e. S-a luptat, s-a pierdut și un pic, cum se spune, ocaziile se răzbune. N-am marcat noi, știi cum? Am avut noi ocazii, nu am marcat noi, ocaziile se răzbune și eu am marcat. Atât. Felicitări echipei adverse, felicitări echipei TMK. Eu cred că ei o să fie, nu știu cine a câștigat acolo, că n-am văzut. Poate ești la curent, dacă a câștigat IDC-ul, înseamnă că, IDC-ul, da? Înseamnă că mâine o să fie un meci superb între IDC și TMK. Ei deja se cunosc și cum și a fost de așteptat, finala cred că o să fie între Chișinău și Tiraspol deja. Deja, formul progresului Ecolux, eu la momentul de față, eu consider că Ecolux e cea mai puternică din toate, chiar și ca mult progres, chiar și Internistecom, chiar și TMK. Asta e părerea mea personală, dar fotbalul e fotbal. Aici e mingea rotundă și știți cum, azi îți merge, mâine nu-ți merge. Așa-i, n-ai ce faci. Noi deja ne concentrăm pe campionat, scopul să nimerim în 4 și cine știe, poate să nimerim, dacă nimerim în play-off, nimerim iarăși împotriva la TMK. Și ne luăm revanș acolo, adică mergem cap sus. S-a avut 3-0, să revenim la meci. Nu prea devreme v-ați relaxat sau ați crezut că v-ați calificat în faza următoare? Nu, deloc, Sergiu. Nu a fost vorba, băieții nici nu s-au relaxat, ei au jucat, au continuat. Dar îți repet, fotbalul e făcut din greșeli și ei au profitat de greșelile noastre. Practic au fost, dacă așa să luăm, 3 greșeli au fost și 3 goluri au marcat. Așa e, n-ai ce-i faci. Fotbalul e fotbal. Jos pălărie la băieți, bravo. Eu nu consider că băieții noștri au jucat mai rău și te asigur că în al doua repriză noi am jucat și am avut singura, ai văzut, am avut ocazie, nu s-au oprit băieții, au luptat, dar asta e, 3 greșeli, 3 goluri și iarăși, n-aș spune că greșeli sau individuale sau ceva, au fost niște greșeli colective, probabil că și nu poți să dai vina pe dânsul sau pe dânsul, că el a greșit sau el a greșit, s-a greșit, asta e fotbal, bravo, băieții, se întâmplă, nu-i nimic, știi cum, Barcelona a pierdut și câștiga 4-0 și 3-0 și a pierdut la Liverpool 4-0, așa e, n-ai ce faci, fotbal e fotbal, felicitări TMK și succes lor, dar iarăși repet, eu cred că Ecolux e mare favorit la câștigarea cupei. La 3-1 ați avut mai multe ocazii de gol. Crezi că dacă marcați al patrulea, meciul era decis? Da, 100% era decis. Dacă marca al patrulea gol, 100% noi ne calificam mai departe. Aici, fără discuții. Eu știu că băieții de la TMK aveau să luptă, dar noi nu lăsam joacă. Noi nu lăsam și noi aveam să ne calificăm mai departe. Dar nu s-a marcat, mergem mai departe, n-am ce-i faci. Așa e. Așa e fotbal. Felicitări încă o dată băieților.